cine a venit în urma gepizilor, v-am spus, sunt acești turanici, adică oameni veniți din Asia Centrală, vorbind o limbă turcească. Savanții numesc mai bine o limbă turc, îi zice. Acești avari au undeva în Ungaria de astăzi un centru care se numește Ring și care devine o mare împărăție timp de vreo 200 de ani. Să zicem între 550 și 750 sunt o mare putere în centrul Europei. Și ei sunt oarecum stăpânii slavilor. Când se prăbușesc și acești avari, sub două lovituri, de la vest, de la regele frâncilor, Carol cel Mare, pe franțuzește Charlemagne, și de la sud, de la țarul bulgarilor, se prăbușesc acești avari în anul 797, hai să spunem rotund, la anul 800. Și în momentul când se prăbușesc avarii, slavii care se răspândiseră și în țara noastră și în tot Balcanul devin oarecum independenți, de la avari au învățat arta războiului și au învățat de la ei oarecum cum să devină și ei stăpâni pe ei înșiși. Și acești slavi, de pildă, au ca căpetenii niște cnezi și niște voivozi. Ambele aceste expresii sunt slave, dar unele sunt de origine germanică. Se pare că cneaz vine de la cuvântul german König, care înseamnă rege. Iar cuvântul viteaz, care iarăși e slav, știți de unde vine? De la scandinavul viking. Deci aceste prime cuvinte pe care le avem, slave, care indică niște șefi, cum e cneazul, cum e viteazul, cum este voivodul, multe din ele sunt de origine germanică. Voivodul însă este un cuvânt curat slav. Deci vedeți cum primele cuvinte pe care le avem în limba noastră, care ne indică niște șefi, sunt cuvinte slave. De unde tragem concluzia că la un moment dat, când acești slavi încep să se unească cu populațiile valahe rămase la fața locului, care erau conduse de niște juzi, cuvânt latinesc rămas, jude, adică în același timp judecător și administrator, cuvântul slav cneaz devine echivalent cu cuvântul jude. Și veacuri de-a rândul vom avea ori jude, ori cneaz, probabil, după cum la origină era o comunitate slavă sau o comunitate valahă. Și vor trebui câteva sute de ani până când acești slavi se amestecă cu românii și se lasă românizați. Adică se întâmplă pe terenul nostru românesc exact inversul de ce s-a întâmplat în, la sud de Dunăre, în viitoarea Iugoslavie sau viitoarea Bulgarie, unde dimpotrivă cei care vorbeau o limbă latină s-au lăsat slavizați. E un fenomen foarte ciudat, înseamnă că la noi au fost mai puțini slavi și prin urmare românii i-au înglobat, ca să zic așa, și le-au dat limba română, păcând la sud bieții vorbitori de o limbă pro-română au fost înghițiți de slavi și n-au rămas acolo timp de veacuri decât cei pe care îi numim armâni sau aromâni și care încetul cu încetul au fost mâncați de slavi sau de greci. Păcând la noi, dimpotrivă, noi am românizat pe toți acești străini de origine germanică sau turanică ca avarii sau slavă. Și cine au fost ultimii barbari înainte ca să se întemeieze totuși niște state românești? Ultimii barbari care au venit sunt iarăși de limbă turc, cum erau avarii. Sunt pecenegii și cumanii. Pecenegii stau la noi, au venit cam împreună cu ungurii, ei i-au împins pe unguri spre apus, pecenegii, și ungurii se pare că au trecut la nord de Carpați, au ajuns în pusta, unde se mai găseau încă niște vorbitori de preromână, și după ce s-au stabilit acolo, bun militar, călăreți năpraznici, au împins niște năvăliri până în Franța de astăzi, până când în fine un rege german i-a oprit și ungurii s-au stabilit în actuala
pe Panonie, deci Ungarie de astăzi, ungurii, pe urmă, au găsit niște formații, unele conduse de, probabil, foști bulgari, altele conduse de un voivod pe care cronicarul lor, zis Anonymus al regiului Bela, îl numește Gelu. Aici iarăși o să vă fac o mică paranteză, să știți că probabil nu-l chema Gelu, asta e o pronunțare modernă a noastră. Acel Anonymus care a scris pe latinește pe la anul 1200, a scris pe latinește Gelou, adică un gât tare, să pronunța Gelou. Și probabil că pe românească de atunci era Ghelău. Și aveți încă acum niște orășele și niște râuri și un munte care se cheamă Ghelău sau Gilău. Deci de acolo, de la numele acestui prim voivod român, pe care îl chema, cred eu, Ghelău, iar nu Gelu, de atunci avem dovada că exista o unitate condusă de un valah, de un român. Iar ceilalți, probabil Menomoruc și Glad, de care vorbește Anonymus, trebuie să fi fost niște dominații bulgărești rămase pe acolo, fiindcă bulgarii sigur că și-au întins dominația și pe o mare parte din țara noastră, pe vremea când ei au avut un țarat puternic între Bizanț și împărăția francă. Asta e un lucru, iarăși, pe care istoricii nu prea al vreo să spună, dar altfel nu se explică cum de s-au putut ridica la noi niște cnezate și voivodate care să scrie cu caractere cirilice și să fie legați bisericește de sudul Dunării, adică de țaratul bulgar. La noi au fost bulgarii timp de vreo 100-150 de ani, oarecum niște stăpâni care au favorizat crearea primelor cnezate și voivodate, poate de origine slavă, dar de limbă română. Așa s-au născut încetul cu încetul niște unități care dădeau să unească pe toți cei care vorbeau românește, dar nu venea momentul prielnic. Și știți care a fost momentul prielnic? E de necrezut. Este marea invazie mongolă sau tătară. Se va numi tătară mai târziu, dar de fapt este marea invazie mongolă a copiilor și nepoților lui Genghis Khan din fundul Asiei, care se petrece la 1241. Pe vremea aceea, adică înainte de 1241, stăpâni pe Muntenia și sudul Moldovei erau, cum v-am spus adineauri, acești sălbatici de origine din Asia, care le zicea cumani și care erau de limbă turc. Pe toate hărțile pe care le avem la Bizanț sau în Occident, Muntenia de astăzi se numea Cumania. Iar când acești cumani, care se întindeau până departe în Ucraina, chiar Ucraina îi zicea Cumania albă, deci era principala Cumanie, și la noi le spunea cumanii negri, adică cumanii periferici, supuși oarecum cumanilor din Ucraina. Când aceștia află că a venit o mare năvălire mongolică până în Rusia de astăzi, ei află de la frații lor că a intervenit această mare năvălire și cer regelui Ungariei să se facă creștini și să aibă oarecum o pavăză din partea regelui Ungariei. Și câțiva ani, adică în 1228, 13 ani înainte să petreacă marea invazie mongolă, acești cumani cer regelui Ungariei să trimită repede să fie creștinați. Și cumanii, pe undeva, la legătura între Moldova și Muntenia, pe lângă Milkov, sunt creștinați în masă de arhiepiscopul ungar de la Strigonium și sunt făcuți, deci, oarecum, de rit catolic. Cumanii. Și se creează episcopia Milkovului. Dar nu durează asta decât vreo 10-12 ani. Au clădit castele, au clădit o episcopie, asta o știm din documente. Dar când au aflat cumanii că se apropie mare armată de sute de mii de oameni a mongolilor, au cerut regelui Ungariei să le dea voie să intre în Ungaria și au trecut Carpații în masă.
Probabil că unii din ei au rămas pe undeva prin Făgăraș sau prin regiunea Hațegului, fiindcă găsim și astăzi zeci de localități